haotic și cu greutăți mari, sau controlat cu o bună conexiune minte-mușchi. Eu sunt Vili Săvescu, practic acest sport de 11 ani și vreau să împărtășesc azi cu comunitatea Big Arm Society câteva sfaturi despre antrenament. Tocmai ai intrat în sală și vrei o creștere musculară explozivă. Ești bombardat cu tot felul de informații. Greutăți mari sau greutăți mici, ce tempo de execuții, cum să-mi structurez mai bine antrenamentul. Ei bine, în primul rând sunt trei factori ce dau naștere hipertrofiei musculare. În primul rând vorbim de tensiunea mecanică, ce e dată de greutatea de pe bară pe care o folosim noi. Al doilea e stresul metabolic. Iar al treilea factor este muscle damage sau dau microtraumele musculare pe care noi le creăm atunci când facem, de exemplu, repetările negative. Ca noi să putem crea o conexiune minte-mușchi cât mai bună, ideal ar fi să folosim o greutate care ne permite un maxim de 10-12 repetări. Pentru a crea o conexiune minte-mușchi cât mai bună, ideal ar fi să folosim o greutate ce ne permite să lucrăm în mod controlat într-un range de 8 12 sau chiar până la 15 repetări. În primul rând, când vom folosi o greutate ce ne permite să lucrăm în acest range de repetări în mod corect, scadem drastic riscul de a ne accidenta, avem, cum am spus și mai înainte, o conexiune minte-mușchi mult mai bună și putem stimula mușchiul într-un mod mult mai adecvat. Foarte des vedem prin săli tineri ce se antrenează haotic, efectiv pentru a impresiona sau pentru a folosi greutăți mai mari, dar stimulul pe care ei îl dau mușchilor e foarte departe de un stimul care o să creeze hipertrofie într-un mod eficient. Folosirea greutăților mari nu doar că nu ne permite aceeași conexiune minte-mușchi, dar ne pune și la risc de accidentări. Am întâlnit numeroase persoane care, datorită stilului de antrenament haotic și a greutăților exagerate, nu doar că nu au progresat în mod eficient, dar au fost și nevoiți să-și ia pauze din cauza accidentărilor. În funcție de gravitatea accidentării, putem lipsi din sală de la 1 până la 5-6 săptămâni în cazul unei rupturi musculare sau ceva care e mai grav. Și toate acestea datorită faptului că nu respectăm niște reguli de bază. De a folosi greutăți în măsura capacității noastre, de a crea o conexiune bună, o să repet asta la infinit pentru că e atât de important. Important nu e să ridici și să miști greutatea din punctul A în punctul B, este să miști greutatea asigurându-te că ai o contracție musculară foarte puternică. Asta e chestia principală. De asta folosim genul ăsta de greutăți, de asta nu ne antrenăm haotic, de asta nu încercăm să folosim repetări trișate. Mai implementăm poate niște repetări forțate cu ajutorul unui spotter, dar niciodată nu încercăm să facem chestiile astea singuri pentru că o să ne lovim mai devreme sau mai târziu de o accidentare. Și după cum știți, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Deci sfatul meu este să vă antrenați cât mai corect, să folosiți greutăți pe măsura capacității voastre și pe măsura vechimii. Dacă sunteți abia intrați în sală, nu o să puteți să faceți genuflexiuni cu 200 de kg pentru că o să vă pună la un risc enorm de accidentare. În concluzie, dați la fel de multă atenție atât părții pozitive cât și părții negative a mișcării. Asta va crea de-a lungul exercițiului un tempo cât mai ok, pentru că, după cum știți, mușchiul crește datorită timpului sub tensiune. Deci cu cât avem mai mult timp sub tensiune, ideal ar fi undeva la 40-50 secunde, cu atât stimulul nostru o să fie cât mai bun. De exemplu, când facem un împins la piept, pentru că e, cred că, cel mai comun exercițiu, sau probabil primul exercițiu pe care îl face cineva când intră în sală. O repetare ideală ar fi o parte pozitivă a mișcării de o secundă. Urcăm lent. O secundă, pauză, top. Și două secunde pe partea negativă a mișcării. Nu ne grăbim să macinăm repetările. Și încercăm să facem din alea 12 repetări cât mai multe din ele să fie eficiente. Să ajungem într-un punct unde efectiv simțim că lucrăm mușchiul.
În concluzie, cam asta a fost pe partea de antrenament. Eu am fost Vili Săvescu, nu uitați să dați un subscribe canalului Big Gun Society și canalului meu de YouTube, Vili Săvescu.